Totul s-a întâmplat miercuri dimineața în punctul de trecere a frontierei Giurgiu. În primul caz este vorba despre un șofer care venea din Turcia și care se afla la volanul unui autocar. După ce a fost oprit la control, oamenii legii au găsit ascunse și nedeclarate 456 de recipiente purtând numele unor mărci de parfumuri protejate pe teritoriul României și alte 10.520 de țigarete, adică 526 de pachete cu țigări. Bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor, iar pe numele șoferului turc, în vârstă de 18 ani, i-a fost întocmit un dosar penal. Câteva minute mai târziu, un alt mijloc de transport a fost oprit la control. Numică le-a fost mirarea polițiștilor atunci când au descoperit într-un alt autocar mai multe cutii în care se aflau articole vestimentare, cămăși, pulovere și blugi. În același autocar au mai fost găsite și alte 134 de recipiente cu parfum, purtând numele unor mărci protejate pe teritoriul României, susceptibile de a fi contrafăcute, bunuri pe care bărbatul le achiziționase din Turcia și care urmau să ajungă pe piețele din țara noastră. O altă femeie în vârstă de 39 de ani din Ploiești a încercat și ea să călească vigilența polițiștilor la vamă. Aceasta a vrut să introducă în România mai multe sticle de parfum contrafăcut și de această dată bunurile au fost confiscate, iar pe numele său a fost deschis un dosar penal.